găsit, dragii mei, horoscopul pentru data de luni, 28 martie. Ia să vedem. S-a dus și luna martie, ușor, ușor. Mesajul acestei zile spune în felul următor. Păstrează-ți credința și speranța, fiindcă la orizont e ceva nou și pozitiv, dar încă nu se vede. Însă este important să vă păstrați credința și speranța, pentru că dacă sunteți încrezători și sunteți deschiși și sperați la mai bine, lucrurile se mai pot așeza. Bineînțeles, sperăm, credem și acționăm. Adică nu stăm degeaba și doar sper și cred și se întâmplă. Însă păstrează-ți credința și speranța, pentru că o să apară o oportunitate nouă de care vei învăța să profiți, să o folosești, pe care o vei folosi pentru a ajunge acolo unde tu îți dorești. Ceva nou și pozitiv va începe. Drumuri noi. Bine, cu acest, soare în berbec, Mercur care este proaspăt intrat în berbec, pe 27 Mercur a intrat în berbec, 27 martie, stă aici câteva zile bune. Avem așa curaj pentru noi începuturi și ne dorim să începem lucruri noi și ne dorim să facem lucruri noi. Astăzi, de fapt, lunea, la ora 12, ne vedem la știrile Canal D, la ora 12, cu câteva cuvinte despre horoscopul săptămânii. Cei care doriți să mă vedeți, cu mare drag vă aștept la Canal D. Haideți să vedem ce facem în această săptămână cu Soare și Mercur în berbec, planete care ne ajută să deschidem noi drumul, să ne aruncăm așa un pic în nou, să ne ducem cu mai multă încredere către noi, să avem mai mult curaj, determinare, îndrăzneală, poate chiar mici ambiții, dar care pot fi realizate într-un fel sau altul. Berbec. Berbecii vor discuta astăzi foarte multe, vor spune vehement ce dorințe au și ce nu au, pur și simplu pe unele persoane le puteți supăra, pe altele mai puțin, însă voi veți spune ceea ce aveți de spus. Planurile voastre vor fi făcute publice sau vor fi cunoscute de cei cu care lucrați sau de cei pe care îi aveți în preajmă. Este foarte important să nu vă fie teamă de reacțiile celorlalți sau de criticile acestora. Taur. Taurii au parte de schimbări la locul de muncă. Începeți așa săptămâna și prima zi a săptămânii, cu multe cerințe, cu multe sfaturi de la cei din jur, se doresc schimbări. Voi sunteți acolo prin plan, aveți o ședință super lungă, super obositoare, multe sarcini noi, multe lucruri nedeterminate, greșeli, de refăcut o mulțime de lucruri. Astăzi aveți o zi destul de obositoare la locul de muncă, aveți senzația că vă suflă șeful în ceafă, dar și colegii sunt împotrivă, multe, multe încurcături, dar dacă le gestionați cu pași mărunți și cu încredere în voi, veți găsi așa o inspirație divină și veți găsi răspunsuri. Gemeni. Gemenii au parte de întâlniri super interesante, întâlniri care vă activează dorința de a crește și de a evolua. Întâlniri în urma cărora să faceți mai mult, întâlniri în urma cărora să demonstrați ce puteți. Într-adevăr, mai aveți multe de învățat, voi vă cunoașteți minusurile, dar tocmai aceste întâlniri aduc claritate, adică știi ce ești pe, unde ești pe plus, unde ești pe minus, ce mai ai de făcut, ce mai ai de realizat sau să zicem cumva pe unde te poziționezi conform planurilor tale. Dispoziții benefice pentru voi, predispoziții benefice, dar cu multă, multă agitație. Rac. Racii au astăzi curajul să privească în față, au curajul să privească către oportunitățile care apar, au curajul să spună da unor provocări, în special pe zona de muncă. Poate că vă veți asuma și un risc financiar, poate veți pune niște bani la bătaie, poate veți pune timpul vostru, resursele voastre, munca voastră de peste timp, însă va fi o alegere bună. Acum depinde și ce riscați și cât riscați, dar această oportunitate poate să vă ajute să creșteți, să evoluați și să demonstrați ceea ce puteți voi, să demonstrați poate mult mai mult. Este o zi interesantă, intensă, sunt inspirații, pur și simplu aveți momente de inspirație și poate chiar o intuiție extraordinară. Leu.
le iau avantaje prin relații. Rezolvați ceva legat de familie, rezolvați ceva legat de cuplu, aveți avantaje de toate tipurile, și financiare și emoționale, sunteți iubiți de cine trebuie și simțiți astăzi protecție divină, simțiți iubire din partea celor apropiați și chiar susținere necondiționată. În această zi sunteți inspirați de persoana iubită, faceți mici cadouri, vă faceți și vouă un cadou și vă dați voie să eliberați toate gândurile negative, toate temerile, pentru că știți că aveți susținere. Sunt oportunități care vin prin persoane de la depărtare, prin prieteni de la depărtare sau persoane cu care lucrați de la depărtare. Fecioară. Astăzi fecioarele au parte de o întâlnire neașteptată, o întâlnire în care veți discuta despre bani, despre proiecte noi, despre viziunea voastră, despre unde vă vedeți peste o perioadă de timp. Poate că nu primiți întrebarea și unde te vezi peste 5 ani, dar cumva așa subtil se naște în interiorul tău această întrebare și cauți un răspuns, adică pur și simplu tu pentru tine, pentru niștea ta, ok, care e viziunea mea, încotro vreau să merg, care sunt opțiunile mele, ce pot eu să fac mai bine. În această zi începeți și un mic proiect, începeți cumva să vă implicați mai mult la locul de muncă și să veniți cu mai multe sugestii pentru colegii voștri sau pentru oamenii cu care lucrați, pentru parteneri. Balanță. Balanțele au idei foarte bune astăzi, sunteți foarte rapide în gândire, poate chiar rapide să trageți concluzii, vă cam grăbiți în anumite concluzii, e bine să tragi repede, să spunem așa, o concluzie, să nu-ți pierzi timpul. Dar dacă este o concluzie pripită și greșită, nu prea te ajută. Că faci de două ori un lucru, mai bine încearcă să faci într-un timp convenabil. Astăzi aveți și întâlniri legate de zona personală. Aceste întâlniri sunt benefice. Din punct de vedere creativ, descoperiți surse noi creative, descoperiți o zonă nouă pe care o puteți explora, zonă care ar putea să vă aducă beneficii pe termen lung și financiar și din toate punctele de vedere, dar mai multă încredere în voi și la locul de muncă și acasă. Scorpion. Nativii Scorpion sunt predispuși la diverse tensiuni, sunt predispuși să-și verse poate un pic amarul pe la locul de muncă. Simțiți cumva o presiune, simțiți cumva că lucrurile nu sunt corecte, că nu sunt clare, că nu sunt în favoarea voastră. Întrebați-vă ce puteți să faceți mai bine, ce puteți să faceți cu situația în care sunteți, ce învățați voi din ea. Nu puneți presiune inutil pe voi. Acasă sunt momente de neliniște, sunt multe lucruri de rezolvat, aruncați pisica de la unul la altul, nu că trebuia tu, ba nu că trebuia tu, ba nu, ba tu, ba tu, ba tu, și nu se ajunge la nicio concluzie. Cineva trebuie să fie matur în relație și să-și asume, sau în familie, și să-și asume anumite angajamente, să-și asume anumite responsabilități. Poate chiar voi sunteți aceia. Săgetător. Aveți nevoie de mai multă mișcare, simțiți că vă sufocați, simțiți că nu mai puteți să faceți același lucru de 1000 de ori. Asta înseamnă că e momentul să vă faceți CV-ul și să vă depuneți poate un CV în altă parte în care să faceți ce vă place. Dacă nu mai sunteți confortabil cu locul de muncă, este momentul potrivit să aveți un interviu, să discutați despre abilitățile voastre, să faceți cursuri, să vă dați examene, să mergeți să discutați despre noi posibilități din punct de vedere al muncii. Adică pur și simplu, nu mă mai satisface jobul meu, nu-mi dau demisia azi, dar încerc cumva să găsesc o variantă în așa fel încât să fac ceea ce îmi place sau să mă duc către altceva, să am curajul de a o lua de la zero în altă parte sau de a mă reprofila, de ce nu, există chiar și această putere. Oricum vreți să vă îndrăgostiți de viață, aveți nevoie să vă îndrăgostiți de viață. Capricorn. Nativii Capricorn primesc sugestii din punct de vedere financiar, vreți să investiți, puteți să faceți niște mici investiții, dar înainte de toate informații vom fi mai bine. Vă informați, învățați, poate că sunt niște informații care ajung cam greu, dar ele sunt benefice și se așează totul la momentul potrivit. Acasă veniți cu idei și părinții, familia, socrii au alte idei. Puteți să aveți așa o reuniune cu un brainstorming în care, mă rog, să vă întâlniți și fiecare să vină cu o idee referitor la o casă, la o proprietate, la o moștenire
la un lucru pe care l-aveți de făcut împreună cu familia. Asta poate să fie epuizant, pentru că nu mai doriți să mai convingeți pe toată lumea de ce vă doriți voi și poate chiar să spuneți, ok, faceți ce vreți, eu votez cu majoritatea și aia e în vă de treabă. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, concentrați-vă pe nevoile voastre și nu uitați că este foarte important să vă spuneți părerea și să aveți și voi liniște în suflet, nu neapărat să dați dreptate celorlalți spre a se simți mai bine. Vărsător. Vărsătorii sunt nonconformiști și atrag persoane pe aceeași energie. Astăzi veți avea în față oglinda voastră, o persoană nonconformistă, excentrică, căreia nu-i pasă decât de ideile futuriste pe care le are. La început o să vi se pară un pic aulă, ciudățică, dar după aia vă dați seama că și voi sunteți la fel în anumite sectoarele vieții voastre. Veniți cu idei noi, doriți să le implementați, doriți să schimbați, doriți să îmbunătățiți. Este o zi în care sunteți zâmbitori, sunteți deschiși și observați lucruri, aveți conștientizări, sunteți marcați de multă energie și mult curaj și faceți niște planuri foarte, foarte interesante, inteligente. Chiar sunteți admirați pentru inteligența voastră în această zi și pentru modul în care vedeți voi lucrurile. Pești. Peștii reușesc din punct de vedere financiar, puteți să începeți un proiect nou, semnați contracte importante, negociați și totul este în favoarea voastră, dar puteți să vă simțiți un pic singur sau neînțelegi. Sunt ceva emoții. Dacă te simți singur, poate că ai nevoie să stai puțin singur cu tine. Dacă simți că ești obosit, chiar dacă e prima zi a săptămânii, ai semnat contractul, ai negociat, ai început proiectul, ok, ia-ți 2 ore, nu mai termin la 8 sau la 6, termin la 4, ia-ți seara liberă, fă o cină cu familia, du-te, plimbă-te, bea o cafea, un ceai, un ce vrei tu. Aveți nevoie să vă sărbătoriți micul succes sau mai mare sau cum este el, sau să vă sărbătoriți orice mică treaptă pe care ați urcat-o, să aveți mai multă încredere în voi și în puterea voastră. Sunt ceva vise pe care le aveți, pe care le împărtășiți cu alții, iar acestea sunt susținute. Să vă fie de folos și ziua să fie magică.